Azi vreau să vă arăt niște imagini foarte frumoase, filmate cu drona. Unii ar putea crede că sunt dintr-un film documentar, alții s-ar putea gândi că e un nou videoclip al unui superstar. Dar de fapt sunt imagini din vacanța lui Igor Dodon, președintele celui mai sărac stat din Europa. Eu sunt Dorin Galben, iar astăzi avem un episod dedicat în exclusivitate celui mai călător președinte din lume. Să începem! În timp ce în țară oamenii muncesc în câmp din greu și nici nu visează să ajungă măcar la vadul lui Vodă pentru că au pensii și salarii mizere, Igor Dodon și-a luat foștii colegi din Partidul Socialiștilor, fotograful, cameramanul și s-a dus din nou la odihnă. A ales vechea lui pasiune Grecia, mai exact muntele Athos. Am intrat pe un site specializat și am aflat că o astfel de vacanță se ridică la peste 1000 de euro de persoană. Asta include avion, dus întors, plecarea spre Sfântul Munte cu vaporul, cazare, mâncare și multe altele. Dar ținând cont că acolo au fost în jur de 20 de oameni, deja vă faceți singuri calculele. Cheltuielile nu includ și prețul pentru transportarea butoaielor de vin pastoral pe care șeful statului le-a cărat în Grecia. Nu cred că le-a dus în spate, dar despre asta vorbim un pic mai târziu. Înainte de a deveni președinte, Igor Dodon a făcut câteva promisiuni electorale. 1. A zis că va anula legislația care pune miliardul furat pe spatele cetățenilor. 2. A promis că va cere tragerea la răspundere a tuturor celor vinovați de furtul secolului. 3. Tot el a spus că va anula bacul și că acesta va fi opțional. Iar cel mai important e că a strigat în gura mare că vor sări surcele din judecători, procurori și din Plahotniuc. Surcele au sărit deocamdată doar din Dodon, dar el se laudă că tot sau aproape tot ce a promis a realizat. Și vreau să spun că pe marea majoritate a lucrurilor care sunt aici specificate, angajamentelor, pe toate, pe marea majoritate, poate cu excepția unul, două, sunt inițiative. La modul practic, promisiunile sale au rămas doar promisiuni, iar cea mai mare reușită a lui Dodon în calitate de șef al statului este faptul că e unicul președinte din lume care a urcat de sine stătător pe muntele Athos. Deci prezidenta vișeu nu e bă la vas. Oi, prezidenta, oi, nu, dar nu de replica lui. Даже вы, которые светят, монахи не всем поднимаются. Cred că merită omul un șir de aplauze. În schimb, până a ajuns în vârf, cetățeanul mai nu și-a dat ultima suflare, din câte vedem în această imagine. Tot despre poza asta, internauții au mai scris că e acel moment când faci pipi împotriva vântului. Este totuși un post de televiziune care încearcă să-l prezinte pe Igor Dodon drept mare gospodar. Eu pot să vă spun, de vreo 4 ani în urmă, am lucrat ca poștar și m-am dus să duc gazetele lui mama lui. Când m-am dus, nu-mi vine să cred, că mă rog, el atunci nu era prezident. Știi ce mi-a plăcut? El lucra în jie, el cu fratele lui, săpau ceva, săpau la jie. Și băieții lor carau buruianul la margine, care îl grămădeau. Și am zis, aici-i da om, aici-i muncitori, aici nu-i cu mâinile albe, care el să vie numai cu cravată și să pui pe cineva. Într-adevăr, stimată doamnă, ăsta da om harnic, a făcut curat în via de la casa părintească. A cules poama, a făcut vin și a dus 10 butoaie în Grecia. Doar că nu a fost atent la un mic detaliu. Deși pe butoi este imprimată stema Republicii Moldova, republica a cărei limbă oficială este română, textul care anunță darul lui Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, este în limba rusă. Dodon strigă peste tot că vorbește limba moldovenească, dar mesajele de pe butoaie le-a scris în limba rusă. Straniu oarecum. Dar de fapt, ținând cont cât timp petrece în Rusia în ultima perioadă, cred că e ceva normal. Totuși, vorbind serios, e o mare rușine ca președintele Republicii Moldova să ofere daruri unui alt stat cu inscripții în limba celor care au dezbinat și în continuare dezbină acest popor. Iar la final, aș vrea să vă arăt cât de bine se pupă cele mai recente imagini din vacanța de lux a lui Igor Dodon cu textul unei știri de la un post TV care îi aparține. De-a lungul activității sale, Igor Dodon a demonstrat că are demnitatea de moldovean și că promisiunile sunt oferite pentru a fi îndeplinite. Pe parcursul carierei politice, indiferent de funcția deținută și programul încărcat, s-a reîntors de fiecare dată în Grecia, pe muntele Athos. Patriarhul Kiril mi-a spus un lucru foarte înțelept la începutul mandatului. Domnule președinte, acest mandat este dat de la Dumnezeu? Iată așa, președinte, avem noi, ci că de la Dumnezeu. Mâine, poi mâine, a zice că este sfânt omul.
Eu sunt Dorin Galben. Dacă ai ajuns până la final și ți-a plăcut episodul, te invit să susții acest proiect unic și independent pe patreon.com/doigalben. Iar asta mă va ajuta să fac astfel de video și în continuare.